lucrurile care ne ajută pentru a face mișcare, pentru a învăța câteva exerciții de bază care ne ajută să ne menținem în formă, pentru a face gimnastica zilnică, dar și care ne ajută să învățăm câteva mișcări din diferite genuri de dans, sunt, evident, prietenele noastre, fetele frumoase, talentate, energice, de la Academia de Dans Alternativa. O am aici pe Victoria, pe care o salut cu drag. Vă salut, fetelor, vă zic bună ziua, bine ați revenit și bine ați început săptămâna cu Tezaur TV. Da, bună ziua! Salutare tuturor! Victoria, tu ești cea care ne va spune astăzi mai multe din ce urmează noi să facem. Astăzi vom studia stilul de dans hip-hop și vom învăța unul din cele mai importante moduri, este grooful și o mișcare de bază. Da, acum am prins la idee. Hip-hop-ul este acel gen de dans care te pui pe la sol, te învârți, mai faci niște mișcări din astea complicate? Acela este breakdance, dar hip-hop-ul are și eu mișcări de astea. Dar așa, astăzi vom încerca ceva mai simplu ca să putem... Deci totuși v-ați gândit la noi, la da, echipa Tezaur TV, astfel sigur, încât să reușim și noi să facem. Da. Dar eu, cum sunt îmbrăcată, crezi că reușesc ceva să fac? Sau doar așa, aplaud, aplaud dintr-o parte? S-ar putea de încercat. Dacă vi se primește, ok. Bine. Hai să încercăm. Între timp vreau să ne explici câte ceva, astfel încât să înțeleagă și cei de acasă. Dragilor, dacă stați acum cu ochii pe Tezaur TV, dacă aveți spațiu care vă permite și dacă aveți 5 minute la dispoziție libere, încercați și voi să vă mișcați în rând cu fetele de la Academia de Dans Alternativa. Victoria, te rugăm să începi. Hai să vedem ce facem. Deci, primele elemente care le facem, un pic picioarele depărtate puțin, genunchii moi și, desigur, ne relaxăm un pic și începem cu grooful. Este cel mai important moment din hip-hop. Deci începem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, așa, picioare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, câte un pas și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ne mișcăm cu mâinile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum învățăm o mișcare de bază care se numește defila, cu piciorul drept și mâna stângă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, și dacă mi-a reușit ceva, cu siguranță 4, nu e ținuta mea potrivită. 5, 6, 7, 8. Acum cu muzica încercăm tot de la început. Hai să vedem. Încă o dată încercăm să punem această melodie și să încercăm să facem ceea ce ne-ați arătat voi anterior. Ziceam eu, dacă aș fi avut și eu un costum de-al de vostru, încercam să mă mișc poate mai liber un pic. Mai liber, într-adevăr, așa, sunt cumva mai țintuită în această rochiță. Ce face regia? Ne pune muzica de la început? Și mai bine cu dansul, așa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, cu picioarele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, extraordinar. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, câte un pas. Acum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, cu mâini. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, defila și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.